Monitoring. Am pornit. Azi mama a fost la asta, eu scris, dar nu eu scris căterea, eu scris asiste la judecată. Și ne-am advocatul, eu făcut și când așa sunt chemi, ca martor trebuie să scrie cătare. Dar până am înțeles, a fost ședință de judecată și maica ta s-a dus la proces. S-a dus eu când, cu două zile înainte, mă zic, pus să Vezi că acoperi microfonul. E cu două zile înainte s-a dus și a scris cer la judecat să o admite în ședință. Da, nu scris corect, o scris ca, ca să și bă, să participi la asta, dar o trebuie scrie ca martori. Ca martori avea judecătoare, nu avem cutru. Și am advocatul făcut și totuși a chemi ca martori. Ok, dar ședința Și au avut loc sau s-au amânat? S-au amânat. Și al mai interesant că totuși a fost o leac de tol că a fost și filmat. Astăzi au fost protejați advocatul tot aia și ăla. Și au spus să o fac judecată secretă. Eu nu știu ce fel de secret aici e viitorul la un copil. Aptamana, ăsta e motivul pentru care poți cere o ședință închisă când e vorba despre viață privată și despre minori. Și instanța au admis și au făcut ședință secretă, da? Nu, ședința nu a fost. Dar au Nu, dar admis au și admis ca să fie ședințele închise. Ok. Înseamnă că da, cum zici, i-am deranjat data trecută și nu mai vor să asist. Dar de, și are ascunde și viața privată. Viața mea nu e privată, viața copilului că e furată, e dus în alt stat. Nu e privată. E de interes public, dar totuși o decis că e în joc, sau cum, interesul suprem al copilului e cel mai important și al femeii, Nu e corect. că se vorbește și despre viața privată a Feliciei, a fostei soții, a mamei copilului, nu? Că în procesul de azi, spre deosebire de cel de data trecută, se vorbește în procesul ăsta cui se dea custodia copilului, nu? Ai cerut schimbarea domiciliului copilului, de la mamă la Da, tată, nu? el așa și deodată trebuie să șibă, dar judecătorează și ei deodată au luat bani și au făcut... Lasă-mă că au luat bani, ți-am zis, când ai s-o prins în flagrant, când o să-i pună cătușele, când o să o condamne, atunci ai zis, pui că au luat bani. Dar cine, dar așa doamne, poți să presupui multe, dar n-ai dovadă. Dar și cum e dovadă? Legislația încălcată. Încălcat un cod din lege. Poate sunt incompetenți, de asta au încălcat legislația. Nu, nu de atât au luat bani. Cum? Incompetenți au făcut hotărârea judecătoarea fără asistent social? Cum incompetent? Eu nu știu că trebuie asistent social și vă la o hotărâre când pronunță. Poate au fără... Dar, domnul Oleg, nu îmi vine să râd. E faci câte 25 de ani și de oameni în pușcărie. Pentru că judecătorul uită. Se mai întâmplă și așa sentințe, da? Nu. Cum așa? Mai greșește justiția, na? Ce? Dumneavoastră gândesc că e dar uitat și a dat fata X o furi în Italia să ducă. Eu știu, e intenționat odată, pentru că eu acum e ca mă repet. Judecătoarea, când fost soție, a fost numai la o ședință. Din câte ori, că cât eu într-o an am avut, adică 20 de ăsta, e numai la o ședință a fost. Și atunci eu spus că, o sculator și îi spune unii lucrez. E să cum să vedeți sub buseță, în Italia. Judecătoarea asta, Nicorici, îi spune, așa de jos că nu lucrezi nicăieri. Și eu, Nicorici, i-am spus. Și asta ce înseamnă? Că ai spus asta de atâtea ori. Ce înseamnă asta? Că dacă o spui judecătoarea așa. Înseamnă că copilul, dacă l-a stabilit cu traiul, la dânsa, nu l-a stabilit în Italia pentru că... A, deci judecătoarea era conștientă că asta o să plece cu copilul în Italia. Am înțeles ideea, clar. Dar să înțelegeți, eu spus că lucrează în Italia. Judecătoare au spus odată că nu lucrează nicăieri, că Italia alt stat. A copilul, că mi-a stabilit la mama, a fiul stabilit în Italia, dacă eu recunosc cum nu poți în Italia. Lasă, Jelea. Hai să ieși din Italia și hai să vezi copilul. Poliția doar fericit te aștepta. Mama a auzit că a avut ordin că pe Bregal așteptau.
A, pot să vin. La următoarea ședință sigur o să vin. Deocamdată am alegeri la București și s-a ocupat. E de atâta șaistă și eu sper că totuși de-am să facă, pentru că acum ne-au propus, ne-au promis șaiste din partidul PAS că ședința asta, dacă face ilegalități, o iau sub control și merg ei cu demersul la magistratură. Ei, n-ai văzut că partidul PAS pierde în puterniciri și mai Sandu vor să ia în puterniciri, mâine anunță protest la Chișinău. PAS-ul are alte griji, alte priorități acum decât cazul dumitale, litigiul cu nevasta. O să tot să vede, legislate, lege și cred că tot de toate așa s-o străfată. Apoi mai degrabă instituțiile de stat decât partidele, mai ales în opoziție. Dar da, ei pot să facă interpelări, pot să ia atitudine de la tribuna Parlamentului, mai puțin pe cazuri concrete, singulare. Eu cred că la mine foarte concret, la mine de 2 ani jumate e traumează psihic copilul. Și dacă se ajung la Curtea Europeană, e câștig de cauză aici. Pentru că e singurul spus că la asta, că n-are drept să spun și ea să fie intenționată să spune copilul. Acum, judecătoarea e prin civilă, nu poți să ducă, înțelegi? Advocatul ăsta e, eu nu știu ce să fie mafiez acum. Și advocatul ăsta, cum îi zice lui, Ion... Acel pe care l-am filmat eu, avocatul ei, da? Da, Ion Pesăcare, ăsta, acum e la tăti ăsta. În primul rând, eu aș vrea să am. Cam cum fiscalie este pe contractul ei? Pe contractul lui, cum e fiscalie? Asta nu-i constituțional cum e fiscalește, înțelegi? El e advocat, dar nu... El a explicat cum și instanța a acceptat. Înseamnă că e constituțional. E în căutare. E în căutare, pentru că din căutare nu o scoșă nimeni. Cum e constituțional, e fiscalește și... Și omul în căutare are dreptul la apărare, crede-mă. Eu înțeleg. Și copilul meu are dreptul la tată. Asta da. Asta e ilegal. Asta cred și eu că e ilegal și ar trebui să răspundă pentru că nu permite copilului să vorbească cu tata, cu bunica, nu permite tatei, bunicii să vorbească cu copilul. Cum ei poate, are dreptul să scălească prin mașut, prin aici, dar copilul aici, instanța cu civile, n-are drept, n-are chip să aducă. Nu înțeleg problema. Instanța nu poți să facă o hotărâi că ești și bădus acum, gata, civila nu poți să facă nimic. Nu poți să obligi femeie să trăiască în Moldova, nimeni nu poate fi obligat să trăiască în așa țară. Domnul Nici ne-a ta n-ai vrut să trăiești în Moldova, iată ești la București. Domnule, nu-i ce o oblige, nici în Moldova nu trebuie, nici copilul ăla să duc, gata. A să-l aduc? În Moldova. Dar pe dânsă nu obligă nimeni, el așa dacă vă trăiesc cu moșneag, are iubobi cu un ordinită care cu mai mulți femei. Treaba e viața ei personală, e faci și vrea cu dânsa. Eu tot dar așa am zis, e treaba. Domnule, cât copil, viața copilului meu, emnăși cu iubovniș, cu moșneagul. Copilul nu-i doar al tău, copilul e al ambilor. Domnule, cum posib al ambilor, el a lăsat... Prin natură, așa, mama l-a născut. L-a zvârlit. Nu l-a mai zvârlit, ați convenit amândoi că ea se duce în Italia și ne-a crești copiii, nu așa au fost? Domnul Oleg, ei s-au dus, dar o lăsat eu mai chinuit la zborul tăit la ăsta și când găi gâsca de tăiet, hop, s-o fură. Opa, dar vorbim, comparăm copiii cu gâsca de tăiet, e cam strașnic, cam sinistru, nu? Oleg, ce fel de tată, iubăreț? Ești că compari copilul cu gâsca de tăiet. Domnul, eu nu compar ăsta, Oleg, eu vreau să mă înțelegeți. Pentru că ai cumpărat bubocul, l-ai crescut și cât ești ce l-a luat, las, nu să dau ce l-a luat. Copilul, l-ai zborătăit, când gata copilul, știi, spune și-l doare, spune și la ăsta, când se cere de la liceu, când ăsta, atunci hop să-l ie. Acum e așa. Și nu a zis nici mulțumesc nimic? Mă înțeamnă că pe la, vă fi facă dosar penal, că i-a pus cuțitul la gâtul fraților. Păi de ce faci din asta? Chiar că-s penale? De ce am făcut? Ai pus cuțitul la gâtul fraților? Nu i-am pus, să eu i-am dat cuțitul. Așa de la amă, el a dat lui frațul zânatul, mai și băieții și m-au ușit. Și ei din țânțară, cu hărmasare, știi că am avut martori, cum ai zis, cum cuțitul l-a pus de la amă și îmi dai lui în mână și îi pui la gât. Și s-a clasat dosarul, da? S-a dat, cum? Ok.
O să vă lămuriți, voi zici că ai apelat și la justiția italiană, de amu. Așteptăm Domnule, decizia. vă spun cel mai e că a făcut și a făcut aici, da, că personale, dar eu cred că avocatul ăsta n-are dreptul de a mai aici, că el e un avocat din aici, ia pe dreptul de încalcă dreptul copilului. Am spus și data trecută, nu încalcă în niciun fel cu drepturile copilului. Mama, da, dar avocatul ei nu încalcă nimic. El își apără clienta pentru că pentru asta e plătit. Cum, că eu nu înțeleg, domnule, cum poți să-i apri clientul prin încălcarea aici, că eu copilul nu-l văd, pentru că este lege, este Dar nu aici. el îți ia copilul, ci femeia aceea, clienta lui ți-o lua copilul. Cum așa, el a L-a făcut luat că în baza el acum, deciziei de judecată, cu executor judecătoresc. el a mușierit la instanță că și mie e advocatul ăsta care mi l-a numit statul. Nu. Dar ce treabă are? E, bă, că eu nu știu ce treabă are, pentru că nu ne-a prinit interese să copilul nimeni. Ce treabă are? Angajez alt avocat dacă ți-l iei pe cel de stat. Îi ne angajez acum, îi își permite tot, prin să ia prin legea cuiva, trebuie să încalce la altuia. Păi așa nu poți face dreptate la amândoi. Trebuie Domnul, cu unul oricum dreptate. o spară nedreptățit. Domnule, mi-e pare că dumneavoastră vă bazați numai în numele legii, dar legea pentru toți totuna. Așa mă gândesc și eu. Deci el Da. probabil a invocat niște motive legale. Care legal? Dumneavoastră ați văzut motivul legal că însuși a filmat. El nu a făcut, el, un an în urmă, a promis că fostă soție vine până la 1 ianuarie 2020 în țară și nu a venit. Acum că dumneavoastră când ați filmat, el nu a făcut, el mai mult de un an de zile de când a apărut și nu a cunoscut dosarul. Apasă trece și handicap, el e handicap în crescă, el nu e Da, normalist. o convins instanța să-i mai dea un termen. Nu Înseamnă că nu convins, mai este asta e chiar. medicul bani, s-au fost puși de la cale. Nu cum puteți convinge instanța că dacă instanța știe destul de bine, judecătoarea asta s-a expus odată, ei au făcut grad și ala irevocabil. Eu obligat fost să se zice Sfânta și Duminică copilul. Și acum el o convins, asta e Păi mie vine asta de mie. ți-l dă, du-te în Italia și întâlnești copilul. Ar Cum fi mă trebuit să-ți permită și online, cum o zici primarul, răspunsul cel. Ar trebui să-ți permită să vorbești cu el online, dar poate că are niște motive serioase. Și primarul și ala tot e un debil. Cum el știe că Vorbește copilul... frumos despre Nu, alesul dar cum poporului. frumos, dar el a spus că când naște pe primarea să mă omoare. Cum eu pot vezi că dânsul frumos? El a spus în față, mi-a spus. Da, Cu dar cel de mai ce bun îl înjuri, prieten. de ce îl înjuri cu nume de boli mentale? Ce vina oamenii care suferă de debilitate, că îi folosești pe ei ca termen de comparație cu un primar irresponsabil. Un primar normal n-ar spune că tu nu ești tată. La un tată care a crescut cu de sân. Și el știe că e de la 6 luni rămas cu mine. Și el îmi spune, tu nu ești bun tată. Și mai bun el că la 2 copii tot le pădați pe Asta e primă și pe primă. părerea lui. Dar poate părerea mea că el e bolnav mental. Asta e Nu toată părerea mea. ești doctor și chiar dacă ai fi doctor, e nedemn să-ți bagi joc de om, să-l Da, domnule, înjuri cu numele unei boli de cap. el tot nu-i specialist să spui că eu sunt rău tată, că sunt rău copilul la 5 luni. El tot nu-i meseriaș în domeniu. Cum și acum, el spune că o dată în instanță. Cum în cameră el a spus. Păi și Dar nu a cum zis știi tu? instanța, inclusiv Curtea Supremă, decizie definitivă, că mama trebuie să ia copilul. A venit și executorul și a luat copilul. O plâns, o leacă Domnule, și gata, dăm copilul la mamă. la mine este scutirul, copilul a fost o săptămână la mama. A fost o săptămână la mama, mama l-a lăsat și înapoi în Italia. L-a lăsat, a făcut tutela lui fost, e ilegală, tată viu, în sat, și vine, a făcut ni grafic de devire copilul. Asta tot legal a făcut, dar. Ați Și atunci, divorțat? Ați divorțat? și ce dacă a divorțat? Ce are una cu alta? În lege spune, în lege este să spune copilul rămâne părinții care e atașat. Instanța Rămâne a la decis părinții care altceva. a? Instanța a decis altceva. Pentru ce? Dar ce nu-și bazează în numele lege? În ce-și bazează, dar, instanță? Eu știu că lege Citește este tot o... dispozitivul sau decizia desfășurată și acolo sunt și argumente juridice și de tot felul. Domnule, nu, instanța de sus, că deși cu șede femeie și cu ochii legați și cu cântarul în mână. Este un simbol.
pe Volașe, cântarul. Cântarul, la cine-i dreptate, la cine e ăsta. El numai dacă bănuie că ăsta, gata, nu trebuie să facă o hotărâre. Vrei faci hotărâre, vorbi psiholog care lege și are... Ea poate nu a bănuit, pentru că n-ai fost în instanță, pentru că ai cerut amânare, că n-ai avocat. De 2 ani te judeci și tu n-ai avocat la ședință, păi cine ți-e vinovat? Cât o să te aștepte instanța? Atunci nu la 2 ani, atunci prima asta era. Atunci la tot mi-a amânat tot judecătoria să se bolnăjise când aducem eu martorii. Când a fost hotărâre, când i-a dat lui mama. Să vedem ce o să zic instanța de data asta. Ai adus argumente că mama nu merită să țină copilul. Să vedem ce o să zic instanța. Și ce o să zic și italienii pe care ei se sesizează. Vezi că acoperi microfonul și nu se înțelege ce spui. Ia asta, că trebuie să mă tăsac așa, că deși ei s-a făcut secret advocatul ei. Deși el s-a făcut, deși e rușine de lume, că se vadă lumea. Ai și dumneata avocat, o să fie mama invitată ca martor, o să fie proces verbal al ședinței, ședințele doar sunt secrete, închise. Dar în rest, toate părțile poate să-și delege reprezentanți, poți să te duci și dumneata la ședință, că nu te obligă nimeni să stai în București. Domnule, eu vreau să-i fac la copilul înaista un viitor. Știu pentru că viitorul ăsta și vreau să gata să dași viața pentru copil. Și mincinoși și încalcă legea și putrași la răspundere. Eu zic gata la tăi. A se trage la răspundere dacă nu vreau să în numele legii. Pentru că legea e pentru toți egală. Deci nici trebuie să ne încalci cineva. Dreptul și drept copilul meu. Pentru un bou de Ion ăsta pe Zahari. Ai grijă eu, cum vorbești, că ai putea să fie acționat în judecată pentru injurie. Eu nu mă tem. Nu, temei să plătești amendă și după aceea și dosar penal. Eu nu vreau să fiu purtat prin judecată pentru difuzare de injurii. Domnule, cât am suferit eu. Și nu plătit nimic când ai încicat de reanimație și așa. Dar cine trebuia să-ți plătească? Nu te plecă, nu, aici, cine trebuie să-i plătească? El ne încalcă de prin ieșa copilul meu, advocatul ăsta. O lepădată doi. Păi l-ai făcut bou, nu-ți pare irresponsabil și necivilizat? El e avocat, își apără clientul, adică de ori trebuie să-ți spun. E plătit pentru asta. O jurat să apere clienții. El e apără clientul, nu trebuie să încalci acum. Nu încălcat, el îți spun a cincea oară și nu mai vreau să repet. Hai să încheiem interviul ăsta că mă enervez. Cum îți încalcă drepturile avocatul? Cu ce? El are dreptul prin lege să ceară ședință închisă. O cerut, instanța a acceptat. Are dreptul să ceară amânare. O cerut, instanța a acceptat. Cu ce a încălcat el drepturile tale? De că astfel a încălcat pe dreptul meu privat. El a spus că o văd la instanță, mă văd mine pe Facebook, eu îmi pe la mare, nu știu nimeni, mă văd el pe Facebook, și el la ei dacă sunt ei avocatul este stat. Dar și treaba are el în viața mea privată. Pentru că ești plătit cu avocat de stat, deci normal că-i pasă. Din impozitele lui și ale noastre ești plătit cu avocat de stat. Domnul Oleg, da, când am plătit eu și am dat un monitor oficial, unde era avocatul ăsta? Ce are una cu alta? Pentru că eu am plătit monitorul, eu am plătit banii că trebuie să iau, am plătit monitorul că e naveta. La dosar penal e lui ăsta, dar la ședința asta nu vine. Acum, el de-mi lăsătița asta e apără, eu am văzut monitorul cu pus o căutare. Eu pot oficial dat tot în căutare de sus o prezentat. Judecătorul atunci ce trebuie să facă, dar nu spui el de-mi condiții. L-a numit statul, las facă, eu spus avocatul să-i plătesc, el scrie numit de stat. Gata, el nu vrea asta. El e numit, el trebuie să facă lucrul la capăt. Eu nu tot, nu dau asta, dar nu trebuie să bagi el în viața mea personală. Eu am plătit odată, eu pot dată ca la ședință. El nu se bagă în viața personală, urmărit ceea ce publici pe internet. Nu s-a băgat cu nimic în viața personală. Da, fostul soției, când eu eram cu doi copii minori acasă, spunea cu prinși, cu bărbat. Deși nu l-a luat judecat atunci, și eu dat-o chiluit, eu a fost publicată pe asta. Eu am și poză. Trebuia să prezinți asta în instanță. Da, avocatul cela de stat trebuia să prezinte asta ca argument în instanță. Instanța a spus că asta nu e dovadă, că e Facebook. Depinde de instanță, să vedem asta de la Florești ce o să zică. Păi că de atâta nici ăsta, lui îi spate, dar nici nu îi spate. Demonstram că eu eram cu doi copii minori acasă și eu am fost un debil de cap și trebuie să fac. Copilul ei care a făcut în fată mare. Dar eu nu sunt, copilul nu i-a făcut și nu i-a făcut nici. Eu eram gata să creșa ei înainte.
Dar e mamă, femeie maritată cu bărbat, faci Facebook, e maritat cu un român, în Moldova, pe una clasă, e maritat cu mine. Și legal, că era cu mine maritată. Acum asta normal și eu cu doi copii acasă. Asta... Eu s-o pot că asta nu normal, domnul Oleg. Și eu o rogam să-i sune la copil. 2 ani de zile nici nu i-a sunat la copil. La 2 ani când a venit înainte de mine acasă, îi sună și a zis, Arina, dacă știi cine vezi, Arina, și cu mama, dar și de învățat, tata. Dar e, uite ce face, e nu indes, e aud glasul la copil. Da. Prin probă și ei, pe WhatsApp, dacă să vezi, mi-a întrebat, eu sus și dau pași la fetele ei. Acum e fetele ei, la sașul le-am crescut, mi-am pierdut viața 4 ani de zile. Și amu, avocatul e faci și vrea lui îi spate de pe Facebook să dai, dar nimeni nu îi spate. Lui îi spate, merg și să o apere pe o tălcăriță care a dosar penal cu frat copilul, să o apere, dar eu să-i neapăr copilul, n-am dreptul. Nu-i corect așa. Legea pentru toți egală. Cum pentru mine așa pentru fața susării? O trebuie și advocatul. Va vine în Moldova, eu astea apăr, adă copilul sus în casă și drepturile, o faci conform legislație. Dar nu așa, că la noi așa e, că da, că mulți mai e o suspată de tipă în tip sistem. E sistem la pușcărie, nu, că tot om primul rând pentru pușcărie. Și unde s-au luat milioanele la tot om? Și unde s-au luat milioanele astea? Că mamele au lucrat 32 de ani la norme de tipiun. Și nu are așa milioane. Și norme de tipiunie, de 6.000 pe vremea filmului, la iar dacă prin ele așa. 6.000 de ruble rusești prin ea. Ian. Pe an, îi prinde, îi prinde odată, domnule. Atunci era cală o rublă. Da, e cală o rublă, da, lasă-mă. Era ca pe era... Erau 1.000 de lei vaca, cum puteți fi cală o rublă? Nu lei, rublă, când era rublă. Da, de ruble, da.